Haideți să vă arăt cum faceți delicioasa pavlova în formă de inimă cu cremă de fructe de pădure. Într-un bol am pus 6 albușuri peste care am adăugat puțină sare, o lingură de oțet. Le vom mixa foarte bine până vor avea textura unei bezele, după care o să adăugăm treptat 150 g de zahăr. Foarte important la pavlova este să mixați zahărul foarte bine până se va dizolva. Eu am adăugat și niște esență de vanilie. Aceasta este textura de care avem noi nevoie. Apoi o să începem să adăugăm 7 linguri de amidon și amestecăm încet. După cum vedeți, textura o să se schimbe puțin, o să fie mai lucioasă. Dar aceasta este textura de care avem nevoie și consistența necesară pentru o pavlova. Am pus tot mixul obținut într-un poș și apoi am început să formez inima. Bineînțeles că nu este cea mai perfectă, dar vă asigur că o să fie drăguță. După ce i-am dat forma, cu o spatulă deasupra o să nivelăm totul foarte bine. Eu am pus și niște migdale. O vom lăsa în cuptor la 100 de grade timp de o oră și jumătate. Aici vă arăt și o altă modalitate de a face pavlova. Bineînțeles, puteam să mă limitez doar la inimă, dar am vrut să vă arăt că puteți să faceți și în alt mod. Deasupra am pus niște cocos, cu o lingură puteți să presați deasupra lor și în acest fel în mijloc o să vină crema. La fel le vom lăsa la cuptor la 100 de grade timp de o oră și jumătate. Pentru cremă, într-o oală am pus 150 de grame de ciocolată albă, 40 de grame de unt, am adăugat 200 de grame de frișcă lichidă și am pus și 3 linguri de sos de fructe de pădure. Sosul este făcut clasic din fructe de pădure congelate, cam 300 de grame, am pus peste ele 100 de ml de apă. După ce sosul a început să fiarbă, am adăugat și 2 linguri de amidon și am început să fac piureul. După cum ați văzut, l-am adăugat în cremă, am mai păstrat puțin și pentru mai încolo. Acesta este rezultatul final la pavlova după ce iasă din cuptor. Crema cu fructe de pădure am lăsat-o la frigider să răcească, după care într-un alt bol am pus 300 de grame de frișcă, frișca este neîndulcită și am început să adaug crema de fructe de pădure. O vom adăuga toată și începem să amestecăm. Dacă doriți, puteți să mixați puțin frișca înainte să ajungă la consistența unui mus, după care puteți să puneți crema din bol. După ce am amestecat și crema, am pus-o într-un poș și am început să decorez pavlova. Eu am folosit acest dui care poate fi găsit pe Amazon, după cum vedeți, îi dă o formă frumoasă și în mijloc vă lasă loc să puneți un sos sau fructe ce vă place. Am pus și celălalt stil de pavlova în mijloc, după care am continuat la fel cu cremă, am pus din nou cremă deasupra și pavlova a rămasă. Am mai pus și sos, am pus niște căpșuni afine, am decorat cu niște fistic. Înainte de a fi consumată, pavlova se lasă la frigider cam 2-3 ore. Bineînțeles că o să aibă o consistență mai moale, asta este pavlova, nu trebuie să fie tare ca un blat. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu ce părere ai, lăsându-mi un comentariu. Îți mulțumesc frumos pentru vizionare!